Bună dimineața! Într-o zi atât de frumoasă, n-am cum să nu vă întreb de unde a pornit povestea asociației, pentru că sunt convins că este una emoționantă și totodată profundă. Așa că vreau să ascultăm. Da, asociația SOS Infertilitate a fost fondată de 7 femei în urmă cu 16 ani, 7 femei care nu ne cunoșteam între noi și pe care ne unea doar dorința de a avea copii. Ceea ce pot să vă spun astăzi este că toate am devenit mame în toate felurile posibile, sarcini spontane nemai sperate, fertilizări in vitro sau adopție. Nu cred că este nimic mai frumos și mai important decât asta. Vă felicit și mă bucur de bucuria dumneavoastră și a tuturor colegilor, pot să spun dumneavoastră. Ce înseamnă mai exact să predai puterea unui copil și cred că mai important de toate, cum poate un părinte să predea puterea copilului său, să-i transmită ceea ce poate n-a avut parte în copilăria sa. De ce trebuie să beneficieze mai exact copiii din ziua de azi? E un concept interesant pe care îl introduceți acum, predarea puterii. Nu știu dacă trebuie cu adevărat să predăm puterea în sensul ăla ideologic pur copiilor. Raportul dintre părinți și copii trebuie să rămână stabil și în limitele, cu fixarea limitelor tocmai. Însă ceea ce trebuie noi este cuvântul empower, probabil asta se referă din engleză, care din păcate nu are traducere exactă. Da, trebuie să ne împuternicim copiii, să ne învățăm copiii să fie o generație diferită de a noastră și n-ar trebui să fie complicat. Cred că se descurcă destul de bine să fie diferiți de noi și asta e bine. Când spun noi, spun de persoanele 45 plus unde sunt eu, dar poate o simt deja la generația dumneavoastră în urmă, dar cei mici își au singur puterea cumva. Dar, repet, rolul părinților trebuie să rămână important și să stabilim limitele respective pentru ca ei să crească într-un mod cu un atașament sănătos. Cred că acesta e cel mai important mesaj pe care putem să-l transmitem. Copiii sunt puternici, dar au nevoie și de îndrumare, așa că vă mulțumesc tare mult pentru mesajul moralizator și pentru povestea frumoasă pe care ne-ați împărtășit-o. Fericire să aveți parte! Mulțumesc!